Trezire brutală în iad. Mărturia Anei de Silva. Ascultați cu atenție relatarea experienței călătoriei mele în iad, astfel încât voi luptători și predicatori ai Cuvântului lui Dumnezeu, cântăreți și muzicieni, frați și surori în Iisus Hristos, să fiți de acord cu Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos și să nu cădeți în acel loc al chinului etern. M-am lăsat chemată de Domnul să fiu servitoarea lui timp de 38 de ani lucrând pentru Consiliul Național al Adunărilor lui Dumnezeu din Statele Unite. Munceam din greu și călătoream mult predicând cuvântul aici și colo de când Domnul m-a chemat la slujire. Am călătorit în Mexic de mai multe ori în mai multe state conducând evenimente și conferințe pentru femei. Călătoream, iar uneori chiar trebuia să mă îmbarc și să cobor din avioane de 3 ori pe zi. Am crezut că Dumnezeu era mulțumit de felul în care călătoream din loc în loc ducând mesajul. L-am rugat pe Domnul de mai multe ori, cu mai multe ocazii, să-mi arate unde îmi voi petrece veșnicia în Palatul Ceresc. Frați și surori veniseră la mine și împărtășiseră mărturiile lor despre felul în care fuseseră răpiți în rai și iad. Am mers la o întrunire pe stadion cu soțul meu și ne-am întors acasă foarte târziu în noapte. Soțul meu mi-a spus că este foame, așa că eu i-am spus să caute ceva în frigider, fiindcă eram foarte obosită. M-am dus în camera mea și m-am aruncat pe pat cu încălțămintea încă în picioare. Am auzit deodată ușa deschizându-se, am crezut că intră soțul meu. Am auzit pe cineva apropiindu-se încet de pat, iar apoi el mi-a vorbit cu autoritate. Am început să simt că nu era soțul meu. Vocea mi-a spus, ridică-te. Vino cu mine pentru că astăzi îți voi arăta unde vei trece în eternitate. Îți voi arăta chiar acum ce se întâmplă când moartea te surprinde. Așa că el m-a prins de mână și am început să coborâm în jos. Acest lucru m-a surprins pentru că eu credeam că vom urca în rai. Era un întuneric imens, dar acea perdea de întuneric a fost îndepărtată de lumina splendorii Domnului. El m-a luat de mâini. Nu mă puteam opune. Am spus, Doamne, eu nu pot merge în locul acela. Domnul era tăcut și nu mi-a spus absolut nimic. M-a ținut puternic de mâini și am continuat să coborâm în inima pământului. Când am ajuns în inima pământului, acolo era o poartă imensă care era complet închisă. A început să se deschidă, iar acolo era un mic crater. Am început să aud țipetele și gemetele miilor și milioanelor de suflete care veneau din acea groapă. Am început să mă țin de mâinile Domnului și să spun, nu, Doamne, eu nu pot merge în acel loc. El nu a spus absolut nimic. Deodată ușa s-a deschis complet. Când s-a deschis, el s-a uitat la mine și m-a întrebat, cunoști locul acesta? Nu puteam suporta căldura. A trebuit să mă apropii de corpul Domnului pentru că o adiere răcoritoare ieșea din corpul lui. Era răcoritor, dar când l-am părăsit puțin, am simțit o căldură insuportabilă. Am auzit țipete de 1.000.000.000 de suflete. Domnul a continuat să se uite la mine și m-a întrebat, cunoști locul acesta? I-am răspuns, Doamne, eu n-am mai văzut acest loc până acum, dar după cuvântul tău înțeleg că acesta este iadul. Domnul mi-a spus, este cu siguranță iadul. Toți cei care comit păcate, toți cei care comit greșeli, toți mincinoșii vin în acest loc. Aici vin toți cei care nu au regrete, nici pocăință și cei care nu m-au pe mine ca salvator al lor. Am tăcut, după care am început să spun, Doamne, eu nu pot merge în acest loc. Domnul a spus, privește acest loc. Acest loc îți aparține și ție. Am început să spun, nu, Doamne. Greșești. Eu sunt servitoarea ta, Ana de Silva. Te servesc de 38 de ani. 38 de ani de închinare. 38 de ani de predicare a cuvântului tău. 38 de ani în care ți-am dus mesajul în diferite părți ale lumii. Doamne, Tu știi cât de mult Te-am slujit. Când i-am spus, Doamne, Tu știi cât de mult Te-am slujit, El a dat din cap spunând, da, dar când i-am spus, eu sunt servitoarea ta, El și-a clătinat capul spunând, nu. L-am întrebat, de ce spui că nu sunt servitoarea ta? Domnul mi-a spus, acum îți voi explica. Nu ai citit în cuvântul meu că acești oameni mă cinstesc cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de mine. Tu ai uitat că ai predicat un lucru în public, dar ai spus altceva și ai trăit altceva în privat. Spuneai ceva din spatele amvonului, dar trăiai altceva acasă.
Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Matei 15 cu versetul 8. Poporul acesta se apropie de mine numai cu gura și mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Frica pe care o are față de mine este doar o poruncă omenească, învățată pe de rost. Isaia 29 cu versetul 13. Iubiți frați și surori, noi credem că dacă predicăm, dacă cântăm în corul bisericii, suntem salvați. Acest lucru nu este sigur. Salvarea include ceva mai profund, include sfințenia. Sfințenia te va face să faci ceea ce trebuie, lucruri pline de dragoste, indiferent dacă ești în public când oamenii privesc, sau în privat, când nimeni nu vede. Când Domnul mi-a spus asta, am început să plâng. Am început să plâng deoarece erau remușcări în inima mea. Nu mai puteam să-mi ridic capul și să spun, sunt servitoarea ta. Domnul a început să spună, uite, mi-a plăcut cum ai predicat. Mi-a plăcut cum ai mers din loc în loc ducând mesajul. Ai dus mesajul de aici colo și asta mi-a plăcut, dar ai spus una și ai trăit alta. El a continuat să-mi spună, privește acolo. Vreau să-ți arăt înregistrările. Brusc a apărut un ecran mare. Am văzut pe acest ecran o prostituată. El mi-a spus, privește, Ana. Privește la acea prostituată. Privește cum ai mers în unele locuri. Fraților, desigur că uneori mă duceam la altar să predic cu pantaloni lungi. Mă duceam să predic cu fuste. Mă duceam să predic cu fuste lungi cu fante până la genunchi. Uneori mă duceam să predic purtând bluze decoltate, cu nimic mai mult decât cu un văl deasupra care să mă acopere umerii goi. M-am uitat la ecran și m-am văzut îmbrăcată în acea ținută. Domnul a început să spună, cum poți spune că ești servitoarea mea, după cum spui tu că m-ai lăudat și m-ai glorificat. Poate fiica mea să se comporte și să se îmbrace ca o prostituată. Erai ca o prostituată. Fraților, mulți dintre voi poate veți spune, acum acest lucru nu este posibil. Vreau ca voi să ascultați cu atenție. Domnul continua să-mi spună, îți amintești că ți-am dat un păr lung. Amintește-ți, Ana, de părul lung și castaniu pe care ți l-am dat, tu l-ai vopsit în diferite culori. Mi-am tuns părul și l-am vopsit. Uneori mi-am vopsit părul într-o culoare timp de 6 luni și altă culoare pentru încă alte 6 luni. Am ajuns la biserică iar pastorul meu mi-a spus, bună, Ana. Ce frumos arată părul tău! Am crezut că le-a plăcut compatrioților mei și, de asemenea, i-a plăcut și lui Dumnezeu. Biblia ne spune că suntem aici pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu și nu pentru a fi pe placul oamenilor. Domnul a spus, privește Ana. Eu trimit poporului meu îmbrăcăminte și privește cum se îmbracă poporul meu. Dintr-o dată, Domnul a început să-mi arate cum se îmbracă oamenii când merg în baruri, cluburi și locuri rock. Am văzut cum fete tinere în fuste scurte și pantaloni strâmți merg în cluburi de noapte și centre de noapte. Domnul mi-a arătat scena de pe ecran și a spus, privește și vezi cum poporul meu procedează la fel când intră în biserici. Privește cum poporul meu se uită la mine ca niște prefăcuți și privește starea spirituală a bisericii mele. Frații mei, a trebuit să-mi plec capul fiindcă nu mai puteam spune că sunt servitoarea Domnului și nici nu mai puteam spune că nu ar trebui să merg în iad. Nu mai existau cuvinte ca să-mi cer iertare Domnului. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să mă plec capul și să-mi fie rușine de mine. Domnul a început să spună, te-ai machiat ca o prostituată și vreau să-ți spun că oamenii mei, cei care încă glorifică numele meu, trebuie să fie diferiți de oamenii din lume. Poporul meu trebuie să fie diferit. În acel moment, Domnul a mers aproape de craterul din fața acelei găuri adânci care emana fum și pucioasă. Eu nu mai puteam rezista și a trebuit să merg lângă Domnul. Domnul a început să-mi arate flăcările roșii aprinse. Nu există odihnă zi sau noapte. Tot ce este acolo este o căldură insuportabilă. Acolo este o temperatură ridicată, astfel încât dacă o bucată de fier cade în acel foc, se topește imediat. Sufletele țipau și spuneau, Doamne, ajută-ne! Dar Domnul le-a întors spatele ca și cum nu le-ar fi văzut, ca și cum nu le-ar fi cunoscut, și și-a continuat drumul. Am văzut toate acestea în timp ce mergeam în spatele lui. Domnul mi-a spus, uite, îți dau o ultimă șansă.
Trebuie să te întorci și să vorbești despre ce ai văzut aici. Nu contează dacă ei nu cred. Nu contează dacă ei te scot din confesiunea lor sau te dau afară din biserică. Du-te și rostește cuvântul meu, spune-le tot ce ți-am arătat aici și proclamă mesajul pocăinței. Iar atunci Domnul a continuat să spună, privește. Sunt multe suflete aici care m-au numit Domn și Tată. Ele au fost la biserică, au cântat în cor, au vorbit în limbi, au prorocit, au citit și au învățat cuvântul, iar mulți dintre ei au avut funcții în biserici. Au înființat grupuri bisericești, iar acum sunt aici în iad pentru că au trăit o viață prefăcută și răzvrătită. În fața mea s-au prezentat într-un chip în biserică și într-altul în lume. Ei au venit și m-au aplaudat în biserici, dar în casele lor au țipat și au făcut atâtea lucruri nelegiuite, iar acum aceste suflete ard aici în iad. Mulți dintre noi cred că a merge la biserică nu înseamnă altceva decât să cânți și să sari, iar apoi să te prăbușești ca mort pe jos. Ne înșelăm când spunem că simțim Duhul Sfânt și nimic mai mult. Dar vă voi spune un lucru, Evanghelia lui Hristos propovăduită astăzi nu este adevărata Evanghelia lui Hristos. Predicatorii angajați, pastorii, evangeliștii care fac marfă din Evanghelie, au stricat cuvântul lui Dumnezeu și au corupt Evanghelia lui Hristos. Ei au ieftinit și au distrus Evanghelia lui Hristos și au predicat Evanghelia comercială și a prosperității, ca un vânzător din magazin. Adică, fraților, Dumnezeu vrea ca voi să luați cuvântul Său și să-L rostiți așa cum vrea El. El își dorește ca sufletele să se pocăiască. Fraților, eu nu mai puteam suporta. Plângeam după el când deodată a început să-mi spună, du-te și spune servitorilor mei, pastorilor mei, predicatorilor mei, să nu predice propria lor teologie, ci ceea ce spune cuvântul meu. Propovăduiește cuvântul meu indiferent dacă oamenii îl cred sau le place. Unii pastori își schimbă predica când văd pe unii dintre membrii bisericilor lor cărora nu le place adevărul. Unii pastori cu puțină teologie spun că nu contează ce porți în exterior, ci ceea ce contează este inima. Spune-le că cuvântul meu spune că trupul este templul Duhului Sfânt și că trupul trebuie să prezinte ceea ce este în inima ta, și aceasta este sfințenia. Spune-le pastorilor să îndepărteze predicatorii care cer o mulțime de bani ca să predice în bisericile lor. Spune-le pastorilor să aibă credință să se roage pentru bolnavi, în loc să se bazeze pe evangeliștii celebri care vindecă, fiindcă eu am plătit deja prețul pentru vindecarea lor. Spune-le cântăreților și muzicienilor să nu-mi calce altarele în picioare când sunt îmbrăcați indecent și când sunt împăcate de curvie și prea curvie și nu mai sunt adevărații mei servitori. Elohim, Dumnezeu locuiește în noi